Infecțiile căilor respiratorii sau infecțiile digestive de sezon pot produce febră la copilul mic. Atunci când situațiile sunt grave, este foarte importantă solicitarea în urgență de îngrijiri medicale. Conform Digi24, febra la copilul mic este un motiv frecvent de îngrijorare pentru părinți, dar și de prezentare în urgență la spital, în special atunci când febra copilului nu scade nici după administrarea de medicamente antipiretice. Este important de știut că temperatura crescută a corpului nu doar că semnalează un proces inflamator, ci aduce cu sine și deshidratare, dar și răspunsuri ale diverselor aparate și sisteme, putând pune sănătatea copilului în pericol dacă nu este tratată cu promptitudine. Una dintre complicațiile severe ale febrei la copilul mic este reprezentată de convulsiile febrile. Riscurile asociate sindromului febril depind de vârsta copilului și de afecțiunea care a cauzat febra. Atunci când starea generală este afectată și evoluția este trenantă, se impune prezentarea la medicul pediatru, efectuarea de analize, de laborator și alte investigații, alături de monitorizarea atentă a copilului. Atunci când situațiile sunt grave, este importantă solicitarea în urgență de îngrijiri medicale, relatează Digi24.